Politicienii au vorbit despre importanța participării la vot, dar și despre așteptările pe care le au după alegerile prezidențiale. Am așteptări extrem de mari. Îmi doresc și cred că sunt la sentimentul tuturor cetățenilor români, îmi doresc o Românie normală și cred că acest lucru să-l demonstrăm astăzi și cred că cetățenii vor putea, prin votul pe care îl vor acorda astăzi, să demonstreze că își doresc o Românie normală și o Românie educată. Odată la 5 ani trebuie să ne exprimăm și noi opinia legată de persoana care va reprezenta cu adevărat România. Ne dorim un președinte implicat, un președinte care să fie echidistant, să nu fie partizan unui partid politic și care să asigure într-adevăr un echilibru în această țară. Am votat astăzi pentru o țară din care românii să nu mai plece și în care românii care au plecat deja să-și dorească să se întoarcă. Am votat pentru o țară care să se dezvolte, o țară frumoasă, o țară în care românii sunt respectați, pentru o Românie normală. Am votat pentru candidatul care a făcut cu adevărat lucruri bune pentru Maramureș. Am votat pentru o femeie care atunci când a deținut funcții de decizie în România a ales să fie alături de maramureșeni. Eu nu uit sumele alocate Maramureșului pentru aeroportul internațional Maramureș, pentru reabilitarea drumurilor județene lăsate în paragină de către cei de dreapta zeci de ani și mai ales nu uit cuvintele de drag adresate Maramureșului de fiecare dată când ne-a vizitat, a mărturisit Gabriel Valer Zeta, președintele PSD Maramureș. Am votat pentru o Românie așa cum ne-o dorim cu toții normal, o Românie în care tinerii să nu mai plece peste hotare, o Românie în care promovarea oamenilor în funcții de conducere să se realizeze doar în funcție de meritele pe care aceștia le au și mai mult decât atât pentru a avea o economie în care libera concurență să fie în prim plan și să nu mai avem perturbări ale pieței așa cum în ultima perioadă am avut parte. Am votat pentru dreptul meu, al tău, al tuturor românilor din afara țării și al celor din țară, de a fi fericiți în România, a precizat Dan Ivan, președintele USR Maramureș. Potrivit rezultatelor parțiale, în turul 2 au intrat Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. Al doilea tur de scrutin va avea loc în 24 noiembrie.